Malone cu Circles, am ascultat la Virgin Radio, suntem și live în momentul ăsta cu Manuel Riva pe Facebook-ul Virgin Radio România de la maratonul lui Nicolae, ediția cu numărul 5. Deci unde suntem live? Pe Facebook-ul Virgin Radio România. Așa, gata. Gata. Suntem live, am primit și okay-ul. Mamă, și eu dăduse mesaj acasă că dorm, sunt acasă. Aoleu, ce am făcut? Fii atent, mai aveam de făcut un top 3 DJ din România care îți plac în momentul ăsta, dar nu neapărat în ordinea asta. 3, ca să nu se supere nimeni, 3 DJ din România care îți plac și îți vin în minte momentul ăsta. Mi-e foarte greu. Sunt prieten cu mulți dintre ei. Da. Chiar mi-e greu. Habar n-am. Am și strănutat. Mulți, foarte mult sănătate. Mulțumesc. Foarte mulți. Închis buni. 3, așa. 3. Hai, să auzim. No idea. Nu vrei să supere nimeni. Nu, serios, îmi vin atât de mulți în minte. Optic cu Eftimie, îmi plac foarte mult. Au un mood al lor așa care e super fain. Ander Izzo, m-am tot întâlnit cu el la evenimente și are la fel o energie faină. Andrew Doom, pentru că e din gașca noastră și dincolo de asta e un tip foarte muncitor. Și toți ceilalți. Gata, mi-ai făcut un 3 așa, perfect. Andrew Doom, Andre Rizzo și Optic Doom sau și... Doom. Cred că e Doom, că e de la Doom. Deși eu, da, cred că e ceva ușor... Ok. Să-i spunem Andrei... O să-l întrebăm. Și acum am pentru tine Wall of Stars. 5 întrebări de cultură generală, unele mai grele. Bine, știu. O să începem probabil cu când a domnit Ștefan cel Mare, nu? Nu. Ah, ok. Nu. E ceva pe acolo. Ah. Ce grad de rudenie există între Carol al II-lea și Ferdinand I? Asta chiar e grea. Gradul 1. Așa? Ce erau? Bă! Ok. Insist să mă întreb și când a domnit Ștefan cel Mare. Ok, când a domnit Ștefan cel Mare? 1457-1504. Băi, de capul meu. Păi ce facem? Mai punem un punct în plus. Ai bine, ai 200. Ai 200 în momentul ăsta. Oricum ne-am jucat, am ajutat pe toată lumea. E un Wall of Stars așa. Câți copii are prințul Charles al Marii Britanii? Doi! 300 de puncte. Cine a scris Hansel și Gretel? Hansel și Gretel. Unul din ei. Erau tot frați? Grimm. Yes! 400! Și... frații Green. Frații Green. Și ultimul. Blue. Cine a inventat stiloul? Probabil îl cheamă Pen. Pen, nu-l cheamă Pen. E român. Stație de metrou. Poenaru, Penaru. Petrache Poenaru. 500 de puncte. Bravo. Penaru. Mamă, ce ușor așa, pe glume, pe pa-pa-pa. N-ai treabă. Ideea e să mergi și la școală în timpul liber, nu doar la club. Frumos. Ați auzit? Viitorii DJ în devenire, trebuie să mergeți și la școală, nu doar la club. Ăsta e sfatul lui Manuel Riva. Suntem live în momentul ăsta și, uite, ne-a cerut cineva. Ah, cineva a zis, bravo Andrei, dar nu mi-a zis de ce. Așteptăm mesajele, dacă mai e cineva treaz la ora asta. 0734 36 30. Dacă nu sunteți în club, dacă nu sunteți la Nostalgia, deși ar trebui să fiți la Nostalgia, pentru că este, Doamne, ce se întâmplă acolo. Iar mâine seara avem și noi o surpriză aici cu Nostalgia. Nu pot să spun încă foarte multe, dar o să facem o chestie așa alături de ai noștri prieteni de la Nostalgia, Retro Disco Future. Nostalgia la televizor e cel mai mare eveniment. Extraordinară emisiune, îmi spune cineva. Mulțumim. Și eu că nu e extraordinară, dar ne străduim și noi aici la Virgin Radio. Dar nici ordinară nu e. Da. Sunt aici, bro, te ascult, Sorin din București. Yes. Mă, că sunt oameni la ora asta, vezi? Și e vineri seară. Mulțumim din suflet că sunteți alături de noi. Continuăm aici cu Manuel Riva, nu mai avem foarte mult timp, dar rămânem live pe Facebook-ul Virgin Radio România. Până atunci avem Travis Scott cu Highest in the Room. Băi, deci îmi place piesa asta. Sunt aici, Sabina din Piatra Neamț. Vă văd și vă mulțumesc din suflet. Maratonul lui Nicolae continuă cu Manuel Riva. Boom!
Au, bum, bum. Suntem încă live, să știi. Zim ce urmează să faci în perioada care vine. Cel mai important lucru, album în februarie. Album? Album. Albumul e gata. Mai sunt doar câteva detalii de terminat. Dar o să fie super tare. Abia aștept să iasă. Sunt o groază de piese. Încă n-am stabilit dacă sunt 14 sau 16. Okay. Toate sunt gata oricum. Ale ai. Da. Și acum e faza am de... Am mai mult atât, am mai multe piese. Trebuie să vezi ce pui exact. Eu știu ce... Adică, mă rog, e doar o chestiune de... o rezolvăm rapid într-o ședință de producție. Foarte multe colaborări. Foarte multe voci cu care n-am lansat nimic până acum, dar voci super cunoscute. Ok. Ce să zic, o să fie big. Voci super cunoscute, deci asta urmează. Uh-huh. Și de sărbători ce faci? Stai acasă cu familia sau pui muzică? Și. Am suficiente plecări în decembrie, dar cred că exact în zilele importante, Crăciun, Revelion, Moș Nicolae sunt acasă, ceea ce exact ce trebuie. Ce frumos, ce frumos. Și că dacă nu făceai maratonul, beam la nostalgie împreună. Da, ce să zic, dar am preferat să fac maratonul, dar sunt alături de prietenii ești noștri de acolo. Ești nostalgic după băutura acum. Na, aș zice așa, mă bucur că sunt cu tine în studio. Băi, și eu. Na, sunt niște lecții, așa, pe care le-am auzit astăzi de la tine. Hai că au fost și lecții. Ia uite, sunt aici, Bogdan din Brașov. Doamne. Nu pot să nu le pun inimioare oamenilor ăstora. Deci asta urmează în perioada de sărbători. Și la vară presupun că prăpăd. Din nou, da, festivaluri. Ai deal-urile făcute deja de acum? Cred că nu așa toate, se fac. Da, majoritatea, dar vor fi foarte multe chestii noi la vară. Fiindcă se vor întâmpla niște chestii, o să-ți povestesc. Ok, o să-mi povestești private, dar te aștept când sunt gata să le expui publicului, te aștept aici, la Virgin Radio, să ne le spui și nouă. Cu siguranță sunt o grămadă de oameni curioși, mai ales, după cum am spus, tu faci un show absolut bestial. Prima dată vara asta, cred că te-am văzut la Arad. Pe vara asta, mă refer. Mm-hmm. Da, a fost super tare la Arad. Da, mi s-a părut genial. Mai ales că am urcat și eu acolo alături de colegul nostru Mike Ross și m-am speriat ca naiba. El mi-a zis, te învăț eu, nu contează că sunt DJ-ul, nu contează că sunt mai marcă. Doamne, m-am speriat, am luat microfonul și am început să țip. Nebunie, da. Am zis că fac ce știu eu mai bine, dar nu. Doar mi-am selectat Coffee Shop acolo, atât am știut. Mi-a arătat el unde-i butonul de browse, mi-am selectat Coffee Shop și am zis, ok. Piesa ta. Și da. Așa a apărut, să știi, că m-au întrebat niște oameni la ea dacă e piesa mea. Și le-am zis, nu, eram ok, dar... Da. Mă rog, se întâmplă lucruri. Poamne, ne apropiem de miezul nopții. De miezul nopții și ne luăm și papa de la live. Guys, mulțumim mult că sunteți alături de noi. O să continuăm cu live-urile și mai încolo. Până atunci o să rămânem on-air la Virgin Radio. Mulțumim mult, Manuel Riva. Mulțumesc și eu foarte mult. Dar mai intrăm o dată și pe radio. Adică nu ne luăm papaul așa. Bam.